Salutare lume și bine am găsit la un nou episod de Player Unknown Battlegrounds. În primul și în primul rând am mai filmat de foarte mult timp și îmi cer scuze, dar sunt răcit și, you know, fiind răcit, n-am mai apucat să fac nimic, jur, deci n-am mai filmat, n-am mai făcut absolut, hai să ne vedem jos aici. N-am mai făcut absolut nimic. Deci a fost destul de nașpa pentru mine. De ce nu? Ce are mă ăsta? S-a bubuit jocul? Bă! Ok, pare că merge. Nu, tot nu merge, băga-mi ești piciorul. Nu-mi dau seama. Da, și vreau să vă rog, dacă mai aveți episod în continuare, să nu ezitați să apăsați butonul de like să... Ok, bitch. Să strângem și noi cât mai multe like-uri la acest episod, pentru că știți că ajută foarte, foarte mult. Și hai să vedem dacă mai... adică eu joc bine în Battlegrounds, dar acum nu știu, parcă se mișcă ciudat și mă enervează. N-ar trebui să se miște ciudat, what the fuck. Hai să vedem cum se mișcă și dacă e totul în regulă. Ok, so let's check it out. Bun. Hai să intrăm într-o casă. Ok, eu o să joc la sunuri și o să joc să fiu așa mai profesionist. Mie așa îmi place să mă joc Battlegrounds ca profesioniștii. Because I'm a pro, man. Ok, avem și un shotgun care e foarte bun, deci cred că o să-l țin. Nașpa e că îl încărcă foarte greu. Ok, greu rău încărcă shotgunul ăsta. Și poate mai filmăm niște Battlegrounds și niște chestii pe acolo. Ați văzut că nu prea postez, nu știu, foarte greu. Mai ales că am și școală, mai ales sunt foarte mulți factori, bro. Chiar nu e ușor, mă credeți? Sper că mă credeți și pe mine. Bun, hai că avem și noi aici o armă. E decentă, zic eu. Punem pe autom. Bă, căsuță destul de plină, să-mi bag piciorul. Medkit, Edkit de fapt, nu Medkit. E bun și aid kit-ul. Hai să vedem dacă găsim ceva în casa asta. De obicei la etaj se găsesc. Backpack, bun. Chiar îmi trebuie backpack, sincer. Adică pana mea, știți și voi că trebuie backpack. Police vest avem, dar n-avem bandaje. Încă bandaje. Câte bandaje am de curios? 10, perfect. Deci n-a dat darea de câte 5. Aici și nu știu ce am luat aia. Avem aid kit. Astea nu-mi trebuie niciodată. Hai să luăm astea, că cine știe ce găsim. Poți găsi chestii șmechere acum pe bune. Și hai să luăm și ăsta, că totuși avem și noi un pistol, nu? Bun, încarcă și tu shotgun-ul ăsta. Ține-l încărcat, bro. Uite un motor. E bine de știut că avem motor aici. Bun. Am închide. Așa, bun. Ia red dot-ul direct. Ăsta nu-mi trebuie, ia ăsta, bun. Avem pen, ăsta e bun. Și cască, perfect. Ah, avem Uzi, ăsta e bombă dacă... Să folosesc Uzi-ul sau nu? Da, hai, ia Uzi-ul deocamdată. Bun, și ia și dă asta și punem asta. Încarcă Uzi-ul. Bun, nu o să-l folosim, dar cel puțin nu acum. Oricum mai bun decât un shotgun e cu siguranță, adică totuși. Bun. Gata, s-a terminat Uzi, papa. Luăm gojurile, aruncăm astea pentru Uzi. Și avem, uite aici, un ori 2 scope, nice. Bă, aș face, uite așa, bam, bam, nu știu, simt eu că ar fi mai ok, gen, cu ăsta așa, dar cu al meu, uite, așa, simt eu că ar fi mai bombă. Backpack tot de unul, nu? Da. Ia să vedem dacă reușesc să fac săritura aia. Nu, n-am putut. Da, am putut, ok, nice. A, vin și aca.
Ce să fac, să țin asta? E bună, mă, arma asta. E bună, lasă, ține. Ia bandaje și ține arma, că e bună. Bun. Stați o secundă. Nu știu dacă am ceva setup aici fără să vreau. Ar trebui să n-am. Deci avem, nu for combat. Uite astea ar trebui, uite asta l-am salvat și nu îl vreau. Bam. Reset. Bun. Îi vreau reset, mă, bă. Bă, sculă. Îi dau default, ăla-i apply. Bun, și ar trebui să am totuși. Mă rog, las așa. Și dacă îi dăm așa, hop. Cred că putem să mergem, da. Bun. Deocamdată 5 minute n-am omorât pe nimeni. Ok, casa asta e lutată. Lutată, nelutată. Eu tot caut pe cineva să omor. Și aș prefera să-l omor eu pe el, nu el pe mine. Astea nu pot să trec prin ele. Easy boy. Calm down, mate. Mate, no. It's raining. ce avem, mă? Aveai aici. Văd că aveai chestii ok. În fapt nu mă ajută pe mine. Aveai simi... Ce SMG aveai tu, mă, nebunule? Ia. Avea un ump. Ar trebui să iau umpul, că văd că avea multe... Ia ține, mă. Ia, mă, umpul lui fraierul ăsta. Ia-i umpul. Ia și gloanțele pentru ump. Da. Ah, dacă avea și surpresor de ump, ce bun era. Ok, deci hai să luăm ăsta, îi luăm ăsta, îi luăm ăsta. Și ăsta nu, n-am nevoie. Îi luăm ăstea, îi luăm ăsta, îi luăm ăsta. O, bun. Și cred că atâta, că în rest eu sărăcie, n-avea nimic ca și el. Avem umpul ăsta care pare cam șmecher așa. Mamă, ce nas înfundat. Mă rog, nu-i... Da, e înfundat, babiciorul. Ce am găsit aici? Quick draw, nu, noi avem unul mai bun. Aveam un UMP de ăsta șmecher și rupe UMP-ul. Mai ales că aveam multe pataciuri pe el, ceea ce contează enorm. Hai să mai căutăm. Cred că nu mai am nevoie de gloanțe sub nicio formă, nu? Nu cred. Ia-ți așa. De unde sunt? Sunt bine? Două, sunt în mijloc, ești prost. Păi stau perfect. Dați-mi suflet nasul, că-i bam. I told you guys, sunt răcit. Iertați-mă. Wow. Sunt curios, dacă mai e cineva răcit dintre voi, lăsați-mi în comentarii, că sunt tare curios. So, avem aici, să... Na, îl țin pe ăsta, nu, e mai bună arma mea, clar. Avem și vestă noi. Da, avem vestă de 1. Și cască destul de proastă. Ar trebui să găsesc cască și de-aia mai bună neapărat. Deci în momentul ăsta eu sunt în centru șmecheriei, cum ar veni. Deci nu e mare greutate pentru mine, ca să zic așa. Nu știu unde să mă duc, jur. Toate casele par lutate. Da, bine, nu prea sunt. Aici, de fapt. You know? Încă un M4. Bun. Deci avem aici backpack de 3, ceea ce am. Deci fuck off. Avem aici gloanțe, avem aici o de-asta. Ce mă mănâncă în ochiul. E grei? E bună. Ba, piciorul e mai bună mea, de fapt, dacă stau să mă gândesc, că totuși cu chestia asta mă vede mult mai ușor. Nu prea sunt camuflat, că nu e iarnă în puii mei. Motorcycle helmet, nu îmi trebuie... Bă, vreau un helmet mai bun sau ceva neapărat. Să nu mă omoarește instant, că n-am marmuri și dale eu. Și aș vrea să dau și eu de cineva. Bă, dacă m-aș putea concentra așa de bine, că sunt puțin răcit, știți, și... Când ești răcit simțurile tale.
Te părăsesc un pic, sincer. Avem asta, noi avem un quick draw. Quick extend, uite asta ne trebuie, no, extended quick draw, mai bun. Că putem să folosim mai multe gloanțe, 40. Ori 4 scope, atât, tati. Ia fiți atenți aici, știți cum dai cu 4 ăsta. Bine, nu prea mai ajută așa mult dacă stați să mă gândesc, dar... You know? Îl ținem în inventar. Ori cred că aș putea folosi ori 4 scope-ul pe MP. Știi? Dau de la distanță. Uite așa, pap, pap. Îl țin pe full auto și dau câte un glonț. Să știi care ar fi bombă ideea. Bă, mă simt foarte singur, jur. 39 de player rămași? Voi vă dați seama cum s-au omorât ăștia între ei dacă noi mai suntem doar 39 de player? Oh my fucking gosh. Astea nu ne trebuie. Nu știu de ce tot iau gloanțe, că pana mea am prea multe. Empty house sau sal? Bă, avem energy drink, ceea ce e bun, e foarte bun energy drink-ul. Avem un ăsta care nu, pe care nu-l folosește absolut nimeni. Crossbow. De ăsta nu știu dacă am, am și de ăla. Am armele cu foarte multe ataciuri de aici, le-am full de fapt de ataciuri. Am arme mega OP, nu se merită să le schimb pentru nimic anume în momentul ăsta. Ataciurile chiar sunt importante, țineți minte de la mine chestia asta. Bă, nu știu dacă pot să ies prin geamul ăsta, nu e prea mic, nu? Da. Aș fi vrut să încerc. A, avem aici o rangă. În rest, cred că e ok, yeah. N-am ce să-mi iau, frate, deci nu pot decât să aștept bătaia. Că n-am efectiv ce să fac. Adică vedeți și voi, nu se întâmplă nimic. Aoleu, sunt în zona curului. Trebuie să mă bag într-o casă. Uite, mă bag în aia. Că e mai mare și poate are ceva. Stai tu în casa asta, boss. Am pen? Că nu mai știu, da. Nu, ok, ține așa. Te-ai dus, bossule, nu-ți place zona asta. E speriat de bombe. La propriu. Ok, eu stau, uite aici. Nu pot să mă urc în pada, bă, bun. Și hai să ne uităm. Bun, deci zona se răstrânge. Chestia asta cred că ați observat-o și... control, așa, bun. Zona se răstrânge. Chestia asta cred că ați observat-o și voi. Noi, în momentul de față, adică eu, prefer să stau... Bun. Uite... Într-un loc, pentru că încă nu știu unde se va duce zona. Poate să vină spre mine sau poate să se ducă în jos. Știi? Și totuși am motorul ăsta afară. Deci cred că sunt perfect pus în momentul ăsta. N-am decât să aștept să păzesc motorul în caz de orice. Știi? Îl păzesc. Bun, mai degrabă cred că aș... Nu știu cum ar fi să... Eu nu o să păzesc motorul așa. Ar fi blană, dar cred că ăsta ar fi mai ok. Știi, și păzesc motorul de aici până când văd unde se duce zona. Dacă zona stă pe unde sunt eu, e perfect. Dacă nu... Asta e mișto, că e un joc de foarte de strategie. Asta îmi place, o strategie combinată cu shooting. Deci e un joc mega mișto. Dar să nu fure nimeni motorul. Atâta le trebuie să vină să încerce să fure motorul meu, ești demon. E motorul păzit de mine, nu te atingi de el, bossule.
Mai degrabă cred că aș sta așa, că văd mai bine, știi? Sau nu, mai ok, așa că văd și dacă intră în casă. Ok, așteptăm zona albastră. E și un joc în care te să aștepți, n-ai de ales, bro, știi? E un joc de strategie, totuși. Trebuie să ai acea strategie dacă vrei să câștigi, mă înțelegi? Hai mă, sar o dată aici, fraiere. Bun, stai în jos. Căci eu cred că o să vină cineva și aici. Chiar cred asta. Sper doar să strâng o dată zona mai repede. Wow. Dacă nu se strânge mai repede, e gros. Ia, să mă duc un pic până sus. Oh, și de aici pot să privesc super lejer. Și pot să privesc chiar mai mult. Oh. Dar nu se vede de unde trag. Da, adică nu prea-i vezi ceea ce-i nașpa. Iară-i zona roșie. You gotta you catch, ce nebuni. Tot bagă zona la mine. Păi atunci stau dacă aici. Uite așa. Că pe mine de aici ea nu mă vede nimeni nici, nu? Mai stăm. Mai stăm, nu ne grăbim că vine zona albastră și aflăm și noi unde ar trebui să ne ducem. Plus că se dau și cu bombe, ceea ce nașpa. Hai că vă las cu setul avionului. Că trebuie să ascult și-o totuși. Ah, hai că a trecut tot. Cum o să înceapă bombardarea? Bombardamentul. Ok, încep cu bombele, cu astea. Nimeni până afara mea. Ia, unde s-a pus? Puteam să jur. Deci, practic, oh my gosh, trebuie neapărat să mă duc la baie. Pen... Crate. Oh my god. Hai să facem ceva, hai să luăm crate-ul. Că nu mă interesează dacă mor. Mai degrabă omor și-o pe cineva decât să... Știi? Frate, nu-mi știu că deja l-a luat. L-a luat, mă, ești nebun. Bă, ce nesimțit. Și din mine ai lăsat-o. Sau nu știu dacă l-a luat. Hai să văd repede. Ce-i asta? Țin nume pe urmă, mă dare în cur. Groza? Auzi nume de armă, Groza. Stau, mă bat cu Groza. Cu Loredana. Loredana number one. Ok, deci nu avem treabă. Loredana, Loredana, Loredana number one. I gotta find my house, bro. Uite aici și motorul meu nebun cu ataș. So yeah, hai să mai stăm aici. Ballistic mask, de ce nu? Și ne rest chestii inutile. Trebuie să campez, eu merg de camp. Am o poziție bună, știi, și n-am de ce să mă duc altundeva. Adică dacă eu m-aș duce altundeva, acum aș putea fi găsit și omorât. Și mai degrabă, dacă vreau să fac kill-uri și să câștig, mi-aș ține poziție. Deci sunt fix în centru, bro, deci este perfect unde sunt, eu jur.
mă înțelegeți. Deci este perfect, n-am de ce să mă mut, vedeți și voi. Deci zona cu alb, oh, zona cu albastru este departe. Deci eu sunt în mijlocul zonei albe, ceea ce este perfect. Deci am șanse foarte mari să câștig meciul. Nu știu dacă ții mulți bani dacă îl câștigi. Nu știu, știu că e foarte bine să faci kill-uri, dar acum dacă n-am pe cine, vedeți și voi că eu aștept, dar nu văd pe nimeni. Uitați-vă, mă uit, piu, 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 nu văd pe nimeni. Hai să încep să urmăresc eu de sus, că cred că... cred că pot găsi pe cineva dacă mă chinui un pic, știi? Ia. Aici și n-am fost. Aud dincolo. Yeah. Uite-l pe unul, dai mult pe departe, nu trag până acolo niciodată cu ce am eu. Clar, am UMP în puii mei. Eu am ori 4 pe UMP, nu? Mai degrabă le schimb. Cu ăsta pot să trag mult mai departe dacă nu mă înșel. Effective range. Wow, e o diferență destul de mare, da. Mai degrabă trag cu ăsta. Yeah, s-a mutat zona, ok. Ok, deci zona o să înceapă să se mute. Bun, momentan. Noi o să ne păstrăm poziția, n-avem ce să facem. Vreau să trag în ăla, dar oricum nu-l nimeream și oricum era prea greu ca să fac ceva. Ia uzei, dâncoace. Ia mă băga mea și dar nu îi văd. Hai să schimbăm poziția. Ce prost sunt. De ce n-ai aș fi făcut asta? Bag un aid kit ăsta. A, dar nu mă lasă. Să beau un energy drink de ăsta, atâta cred că mă lasă. Ce să faci când ești prost, ești prost. You know? Ce? Îi aud, dar nu-i văd. Mă, unde și chiar nimeni nu văd nici. Na, mă, cum stau ăștia ascunși. Uite-l pe unul. Ce zici, mă, frate, mi-te nimeresc sau sal? Că te știi unde ești, ești nebun, nu mai ești de acolo. Sau probabil o să-și facă viața și o să iasă. Optici în viață. We are doing pretty good. Știu poziția, om, bă, ăla nu iese, fieți atenți. Fapt, are poziție bună, n-ar avea nici de ce să iasă, sincer. Dar n-avem, dacă aveam ori 8 scope, îi dădeam cap direct, dar n-aveam. Mamă, ce bine era să fie în casa asta un ori 8 scope de la nebun. Că în momentul ăsta sunt useless. Aud pe băieții care se împușcă, uite-l pe unul.
Bă, dar cât armură au ăștia, mă, pe ei, să mor eu. Bine, și-o trag ca curul. Ce bine sunt pus. Ok, deci m-am concentrat foarte mult la meci. S-ați văzut și voi. Bă, sper că v-a plăcut. Am ieșit locul 6. N-am mai zis nimic pe final. Meci de 30 de minute. Sincer, ați văzut că mă concentrez foarte mult. Mai ales când suntem în puțin în player. A fost foarte ciudat. La un moment dat uitați încă filmez. Deci, vă mulțumesc mult de pe atenția acordată. Eu am fost tare, sper că v-a plăcut. Eu nu ne vor vedea data viitoare. Pa, pa.